vedem, dar totdeauna când trece granița de odinioară cu Pământul Sfânt de astăzi al României, mulțumim batalioanelor române care au venit în Ardeal, din Muntenia și din Moldova să ne elibereze. N-am uitat noi Ardeale niciodată și m-am să uităm niciodată cine ne-a eliberat pe noi atunci în cumplitele bătăliilor de 1916 și 1917. Așa că dați-mi voie să salutăm și să spunem poate trească să trească Moldova, Ardeal și Thank you.